Noi la noi vine imobilul în sine care poate fi exercitat ca drept de pensiune. Credeți că e un drept la juridic proprie, este cumva un litigiu? Întrebați aici pe toți colegii din primărie, dacă vă întreba primarul sau cineva din primărie, domnule, are proprietarul o problemă cu primăria, apar la cine e proprietarul, restul sănătate și să aibă parte de cele mai bune lucruri în viață. Apar la cine, nu știu acolo cine e proprietarul, sincer. Dacă este un litigiu pe o temă administrativă, aia își urmează cursul firesc, potrivit legii, în decizia domnilor lor de acționar judecată, nimeni n-a fost vreodată cu probleme pentru că este un raport conflictual cu primăria. Este absolut distinctă și nu mai e pe cine caută loc de papură. Poate să facă asemenea precizări.